Ученики, участвующие в программе «Инновационный лагерь», предложили несколько предпринимательских идей, такие как общежитие для специалистов или парки с солнечными батареями. Молодые люди северных регионов страны получили возможность освоить процесс создания собственного бизнеса с нуля, работая в течение 4 дней под руководством опытных наставников. Au reușit să studieze foarte multe, cei drept cu internet, cu ajutorul mentorilor care am desfășurat activitățile în online. La momentul dat am câteva idei de a-mi deschide o afacere, dar ideea de astăzi a fost gândită în comun. Este un parc cu baterii solare. Am obținut multe cunoștințe cu ajutorul lor, am lucrat în echipă și mi-am dezvoltat capacitatea de a lucra în echipă. Vrem să construim un camion pentru tinerii adolescenți din domeniul IT. Мы разрабатывали семена, мы придумывали селекцию. Во-первых, это развитие. Во-вторых, это показывать молодежи проблемы, которые находятся в стране. И слушать их мнение. Это очень важно. У них на самом деле перфект, какие идеи. В этом году перед молодыми людьми была поставлена задача придумать бизнес-идею на тему «Устойчивый урбанизм». Tot ceea ce înseamnă Innovation Camp și acele competențe care se încearcă a fi dezvoltate în viziunea și experiența echipelor vin să completeze cunoștințele, vin să completeze abilitățile și viziunile elevilor cum și unde ar putea face pentru a dezvolta și a obține o competență în ceea ce înseamnă antreprenoriat, în ceea ce înseamnă schimbare în societatea din care face parte. Este un proces în care tânărul învață prin greșeli, prin riscuri, își asumă riscuri, încearcă să cerceteze piața. Elevii au o platformă să dezvolte ideile de afaceri, să se întâlnească, să interacționeze, să primească sugestii și recomandări din partea mediului de afaceri și, de ce nu, să cunoască alți colegi din alte localități. Programul Innovation Camp prevede, de fapt, o parte instructivă și o parte aplicativă sau, mai bine zis, o parte de prezentare publică. Totodată, reușind deci să îmbine dezvoltarea competențelor antreprenoriale și vorbitul în public. Elevii sunt instruiți cum să realizeze un plan de afaceri, cum să identifice o problemă în spațiul, în comunitatea lor, cum să inventeze ceva care ar schimba societatea spre bine. Курс длился 4 дня, из которых 3 дня были выделены для онлайн-обучения. На четвертый день участники представили свои бизнес-идеи.